parked up outside in the old school. Te-am și eu niște copaci liniștit pe aici și am găsit chestia asta. Cum o curând cogil? Niște ruine. Cred că ăla e un rotor. Găină, ce? Hai să batem tiranozaurul ăsta Rex. Bun, a murit. Să luăm ce avea la el. Să vedem ce se întâmplă aici. Ce aici, efectiv? Open drop pod. Emergency door status, battery broken. 40 de megawatts. Ok, putem face asta. Știi cum? Uite așa. Produce asta 40 de megawatts. 30 de megawatts. Ok, atunci o să facem așa, paca. Paca, paca, o le-ai conectat. Aici o să punem, avem biomass la noi? Avem. Super, dar să fie oprit. Bun, punem și asta aici. Și mai construim un biomass banner. Ok, aici punem asta. Și vedem pack. Așa, acum. Păi, nu au zis că 40 ai trebă. 40 de megawatts și mie nu megawatts îmi face asta, numai kilowatts. Megawatts, mă, 30 cu 30. Ah, bun, merge. Merge. Full handler, ok, bun. Ce ne dă aici? Ce e asta? Hard drive, hard drive, uite așa. Analyze it to salvage. Ok, bun, ăsta îl punem aici separat frumos. După care așa. Facem așa, facem așa. Și cam atât. Astea nu le putem, uite, avem aici niște chestii. Uite. Pă, cabluri. Am văzut pe undeva pe aici, cred că semăna cu un rotor. Motor. Deci ăsta e motor, nu rotor. Ok, încă un motor. Ce tare. Ok, ok. Și astea nu le putem distruge sau ceva să le luăm așa. Nu cred. Open drop pod. Putem spune ceva în el? Ah, ok, interesant. Chiar putem pune chestii în el. Bun. Ce tare! Am găsit și un slug de ăsta. Ăsta o să ne dea boost la ceva și o să ne consume și mai mult curent, dar... Blue Power Slug. Ok. Ce tare. Non-autorized ce? Ce-i asta? Ce-ți trebuie ție, mă? Unde ești? Te-ai blocat? Ah, nu te-ai blocat. Ok, unde? Dar unde ești acum? Hai, hai, hai! Ai murit, eh? Ești șmecher acum. Hai să luăm și niște sulf dacă tot suntem pe aici. It could be an indication of recent volcanic activity. A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed in the MAM. Ok, ok, mergem aici frumos la MAM. Și punem hard drive-ul prima dată. Dacă fugiți și apăsați pe C, the slide. Și space. Și vă mișcați mai repede. Opa. Slide, space. Țineți că o apăsați și spamați space-ul, că prideți viteză. Ah, da. Tu, aici.
Gata? Două cupoane numai. Și cu două cupoane pot lua ceva. Organization, nu știu ce. Ah. Un cupon de ăsta, conveyor ceiling mount. Conveyor left floor hole. Ok. Wall mount. Wall power. Ah, uite mă ce tare astea, să le pui pe... pe pereți, mă. Fundații. Oh, ia ce mișto e asta, mă. Walls. Ce tare arhitectură. Mamă, ce fain. Ok, iau ce scări mișto aici. Ulala. Customize. Concret așa, nu? Fix it special. Factory cart. Ce mișto. Poți să ai o... nu știu dacă poți să-l conduci, dar... Equipment. Ok, și părți. Biomasă. 200 de biomase. 200. Am înțeles, am înțeles. Ce tare, ce tare, super tare. Bun, unde am rămas? Aici. Trebuie să intrăm la mam. Și... Nu. La hard drives. Scan hard drive. 10 minute. Foarte bine. Ok, deci noi dacă venim aici, putem ca să-i adăugăm chestii. Sulful nu vreau să-l adaug și nici alea nimic, dă-le încolo. Hai să punem aici toate, dăm sort. Leaves. Restul punem aici. Așa. Biomasa, dar biomasa putem să o lăsăm cu noi, că ne este de folos. Ok, cam atâta. Super duper. Nu merge super bine. Hai să vedem câte de astea ne-au făcut. Uiii! Că ne-am luat și damage dacă e. Super. Uite, 27 am luat de astea numai de la ăsta. Da, dar ne facem, mă. Uite, avem pentru 36. Super tare. Și este s-a blocat aici, că nu mai are unde să... Ok, și tu? Ce nu te ajută? Astea. Astea nu fac față. Și aici la tine la fel? Și aici la fel. Putem să punem power slug ăsta? A strange slug radiating a weak strange power. Deci momentan nu-l putem adăuga nicăieri. Hai că-l punem power slug-ul frumos la... Aici trebuie să avem un storage pe undeva aici. Uite că avem chestii și aici. Winere, avem și un merchant spill whip. Bun. Punem și power slug-ul aici. Și asta... Și motoarele, 30 de motoare. Oi, alea o să ne ajute probabil pe viitor. Și sulful. Și asta, 120 de petale. Și asta, bun. Super, super. După cum am zis, o să revin când o să avem 50 de bucăți din alea. Mă, băieți și fete, am două vești pentru voi. Am ieșit într-o călătorie mirobolantă să ne plimbăm un pic pe aici. Am descoperit valea asta. Cred că a fost un meteoric cândva. E plin de limestone, vreo 4. Și am venit încoace, frumos, și am descoperit cage-ul ăla. Încă un hard drive de la... Și ghiciți ce? Am murit. Atât. Am murit din cauza la chestiile astea. Care sunt niște butterfly-uri sau ce-o fi. Și mai avem ceva care o să vină peste noi imediat.
Și plus că erau și vreo 2-3 de ăștia nebuni. Nila e la jos acolo. Hai să-l distrugem, hai să-l distrugem până nu ne distruge el pe noi. Ah! Ăsta dă tare, nu se joacă. Bun. S-a dus. Am reușit să luăm și pe ăsta. Să vedem ce-i pe aici. O, aici putem cădea și să murim, să nu mai putem să luăm itemele. Ok, am înțeles. Deci un void aici. Dacă intrăm pe mapă, putem trece până partea aia acolo. Ah, uite mă, pe aici poți trece. Super tare, super tare. Și acolo jos era un de-asta. Asta ce-i iron. Era un zic. O midă din aia specială. Acum chestia e că trebuie să ne luăm itemele din crate-ul ăsta. Sper că-s toate. Da, sunt toate. Bun. Și dacă intrăm acum în inventar, avem inventarul aproape full. Putem să echipăm asta. Vezi cum aveam eu echipate. Și aia, și aia. Ah, ok, bun. Așa, bun. Apăsăm pe H ca să nu avem nimic în mână. Ne apucăm de colectat. Am văzut aici, uite, niște circuite. Mai multe de astea. Uite, mai multe de astea. O grămadă de cable. Și pe aici, pe după asta ceva. Niște motoare erau mișto să găsim. A, da, și am făcut și 50 de... Etu open drop pot. Gata, îi trebuie aceea. Îi trebuie 12. Bă, dar de alea n-avem la noi, mă. Trebuie 12 de-astea. 12 screws. Ok. Sănătate. Deci putem... Am înțeles. Ăsta e numai cu șuruburi. Deci nu o să fie mereu numai cu... curent. Aici ce mai omoră niște de-aștia. Nu o să fie mereu cu curent. Deci e bine de știut. Ok. Hai că ne ducem frumos la bază și ne vedem acolo. Și am ajuns frumos la Space Elevator nostru. Mirobolant. Apăsăm aici E. Dăm Shift, click, load, seal. Oh, ce fain. Și are și stickere pe el. Ce mișto. Și send. Ia să ne cum trimite ea. Oh, de celălalt trimite sus. Ce tare. Și acum putem să mergem faza a doua. 500. 100 și 500, dar nu știu ce să le ia. Bun. Vehicle transport, basic steel production, improvement pending de melee combat. A, da, și avem și asta terminat, mă. Am vrut ca să vă arăt să nu le iau eu, pac. Trebuie să alegem. Hai să... Hai de capul meu. Să fie ăsta, caterium. Hai să fie, nu, fused wire, caterium, caterium cu cupru. Confirm, bun. Și acum intrăm aici la power slaguri. Și punem aceea unul de ăsta și ne dă power shard. Start research. 3 secunde, super. Și ne dă repede. Confirm. Și mai trebuie să avem și yellow. Avem yellow și ne trebuie 25 de rotoare. Yellow power shard. Hai să mergem frumos să luăm 25 de rotoare, că trebuie să avem 100%. N-are cum să n-avem. Acolo strânse. Că ăla face foarte greu. Bun, bun, bun. Nu știu dacă avem chiar 20, dar avem numai 7. Ok, deci nu avem 20. Ăsta produce mai greu, așa-i? Bun, dă-l încolo. Lookout Tower-ul avem, deci nimic nu ne s-a deblocat nou, așa-i? Nu. Să mergem ca să punem să deblocăm ceva. Am uitat ca să selectăm. Opa! Bun. Aici, Coal Power în sfârșit, Coal Power, bun. Pentru că Coal Power ne trebuie 150 de plate-uri. Mamă, și Vehicle Transport, Tractor, Truck Station și Inventory Slots.
125, deci ăsta îl facem prima. La 4 ce avem? Advanced Steel Production. Stator, motor, automated wiring, mama mia. Ce ce este? Hyper tubes. Logistic MK3 Industrial Storage. Asta e de la mare. Conveyor Belt MK3, Conveyor Lifter. Deci ce mai improved? Xeno Zapper. Ok, hand slot 1, inventory slot plus, basic steel. La asta ce ne trebuie? Asta îl putem face. Da, nu, că facem prima de coal power. Coal generator, water extractor. Pipeline pump, fluid buffer. O, ce tare. Ok, hai să fie asta. Bun, ce putem pune? Astea și cu astea. Mergem să mai luăm. Să oprim producția de alea. Ca să strângem niște de-astea, că avem nevoie. Deci ăsta ne face ăstea, reinforced plates. Reinforced plates avem aici. Câte ne mai trebuiesc? 50 și cât? Avem 100 aici. Numai bine. 100 de bucăți. Și aici? Și aici avem 20 și ceva. Bun. 100 de bucăți și ne mai trebuiesc 50. Aici ne face câte avem aici. Super fain. Avem câteva. Îi dăm sortare și ar trebui ca să fie ăstea. Bun. Pe tine te oprim. Și ca să facem, ne trebuie 50 de rotoare. Tu nu ai niciun rotor. Este un rotor aici pe care l-am luat. Și de aici încă 6, avem 7. Ok, după care venim aici să mai luăm un cablu. Un cablu bun e făcut. Și din spate de aici să luăm niște roduri de astea. Opa. O să luăm așa 600. Le aveam deja la noi. Și mă apuc eu ca să facem să deblocăm și astea de... Deci să zic, de cărbune. Bun. După ce termin de făcut asta, ne vedem. Hai să le dăm direct aici țaca, paca și paca. Ne mai trebuie încă 43. Super, ne vedem după aia. Super, am făcut 67 de rotoare. Hai să mergem aici frumos în spatele nostru. Apăsăm pe E și punem rotoarele și dăm 3, 2, 1... Perfect. Super. Coal power. Chestia e că... Deci trebuie să punem și... Trebuie să tragem și apă. Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Deci trebuie să tragem și apă. Water extractor. Deci ne trebuie 10 rotoare pentru asta. Ne consumă 20 de megawatts și la power asta că ne 75 de megawatts. Deci teoretic numai 55 produce. Pipeline. Mamă, și ne trebuie folie din asta de cupru pentru pipeline și pompă. Deci noi acum avem pipe support, ok. Fluid buffer can contain up to fluid has an input and output for pipes. Ăsta e storage pentru apă. Și basic wall din metru. Transport. Oh, ok, bun. Ăsta se întoarce în... Nu știu în cât timp, dar o să se întoarcă. Ai de capul nostru. Și ca să dăm search, apăsăm pe V. Și avem căul. Ia să vedem unde avem cel mai apropiată sursă de...
de căul, aici în față, la 500 de metri. Bun, în față la 500 de metri, aici și apă, ciuciu. Ah, uite aici, super. Puritate pur, deci putem să venim aici și cu dălea, perfect. Perfect, perfect, perfect. Și aici pot să adaug ăsta de apă cu căul. Perfect, super. Aici avem iar apă, apă și acolo, apă și aici, punem pompa direct lângă. Numai bine. Super duper. Ok, aici nu știu, sunt niște power slug-uri. Ok. Ok, bun, bun. Din păcate, dragilor, trebuie să închem aici acest episod. Ne-am lungit cam mult. Dar am făcut și o grămadă de progres. Am făcut Space Elevator-ul. Am deblocat producția de generatoare de cărbune. Avem aici 4 biomass burnere, generatoare prin biomasă. Și 3 asemblere. Am făcut ceva. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!